Premierul român atac la cancelarul Austriei, Marcel Ciolacu, invită pe austrieci să părăsească spațiul Schengen după ce cancelarul Nehammer a declarat că este un sistem care nu funcționează și de aceea blochează aderarea României. Ciolacu mai spune că dacă Viena va vota din nou în decembrie împotriva noastră, va da în judecată Austria la Curtea Europeană de Justiție. Dacă e așa de distrus Schengenul, eu n-am nicio problemă ca Austria să iasă din Schengen. Să-și facă ziduri kilometrici cu sârmă ghimpată și electrice, n-am nicio problemă. Dacă Austria dorește această abordare cu garduri, să și le plătească, să iasă din Schengen și noi o să ne descurcăm în interiorul Schengen. Declarația vine după ce Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care admite abuzarea de dreptul de veto împotriva României și Bulgariei. De asemenea, se recunoaște faptul că am pierdut sute de milioane de euro anual din cauza restricțiilor de călătorie la granița UE.